Clubul de taekwondo Stola Seleucas a adus din nou faimă Republicii Moldova. Patru sportivi ai clubului moldovenesc au reprezentat țara noastră la campionatul european de taekwondo EITF din Italia, de unde s-au întors cu patru medalii de aur, una de argint și una de bronz. Cu ce impresii au revenit sportivii acasă și cum le-a reușit această performanță, voi discuta astăzi cu câțiva dintre ei. Este vorba despre Igor Filimon, Ilescu Dumitru și Oleg Țurcan, deținători de centuri negre. Bună seara și bine ați venit la emisiunea Actual! Bună seara și bine v-am găsit! Filip Petrache, cel de-al patrulea sportiv cu care ați fost la campionat, nu a putut să vină în emisiune pentru că din motive personale, dar aș vrea, din numele Moldova Creștină TV, să vă felicit cu această frumoasă victorie obținută la campionat. Din câte cunosc, clubul de taekwondo Stola Seleucas până acum a câștigat cele mai multe medalii de frunte la campionate naționale și internaționale, așa că felicitări din nou. V-ați întors acasă în această dimineață, sunteți obosiți, dar plăcut obosiți, bănuiesc. Igor, pentru tine, cum a fost această experiență în Italia? Pentru mine a fost, ca și pentru băieți, cred că o experiență foarte mare, deoarece a fost un campionat de nivel foarte înalt, un campionat unde au fost prezenți cei mai buni sportivi din lume la taekwondo și noi ne-am bucurat că am fost și noi una din cele 28 de țări care au fost prezente la acest campionat. Au fost în jur de 1000 de participanți. Un campionat greu, mare, cu echipe mari. Din selecționata Rusie a venit cu 100 și ceva de participanți. Ucraina, de asemenea, 100 și ceva. Celelalte țări, 50-80 de participanți. Și voi doar 4? Noi doar 4 am fost din Republica Moldova. Și ați luat aurul. Și am luat. Exact. Chiar să facem o paralelă. Cu noi în hotel stătea echipa din Anglia și în fiecare dimineață cu autocarul mergem cu ei la competiție. Au fost în jur de vreo 50 de persoane. Și ei au luat, de locul întâi, au luat vreo 3 medalii doar. Dar noi am obținut 4, fiind de 4. Și au luat câteva locuri. Cred că, în mediu, cred că au luat vreo 10 medalii. Dar noi am luat 6, fiind 4 persoane și ne-am bucurat mult de performanța asta. De ce n-au mers și alte cluburi din Moldova la acest campionat? Pentru că sunt diferite tipuri sunt de cluburi? Nu, sunt diferite federații de taekwondo. Acum, din federația aceasta, face parte clubul nostru din Republica Moldova, face parte din federația asta și de asta am mers noi. Noi suntem noi în această federație, suntem de curând. Aceasta, de fapt, este primul campionat european, fiind afiliat la federația asta pentru clubul nostru. Și noi ne bucurăm că am început cu brio, așa să spunem, frumos și am adus aceste rezultate acasă. Tu te-ai întors, văd, aninat în aceste două medalii, un argint și aur. Ce a fost, cum a fost pentru tine să obții? Cum a fost? Chiar dacă medalia asta e de locul 2 și e puțin mai mică, dar a fost muncit foarte mult. Am avut 4 lupte, am câștigat și un campion european și m-am bucurat că Dumnezeu mi-a dat puteri și am putut ajunge până în final. Cu părere de rău am cedat sportivului din Rusia. În ultimul moment am scăpat o lovitură și am pierdut, dar eram în avantaj. Ăsta era campion mondial, de asemenea, era un sportiv foarte bun, dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest rezultat, pentru că am muncit foarte mult pentru aceasta și ne-am rugat foarte mult împreună cu echipa ca Dumnezeu să ne dea victorie. Pentru că în prima zi a competiției noi nu am avut nicio victorie și puțin am fost așa întristați, dar V-ați mobilizat? Ne-am mobilizat, da. Seara împreună toți ne-am rugat, am făcut un studiu biblic împreună și ne-am rugat ca Dumnezeu să ne dea puteri, să ne dea biruință. Și așa a fost și noi mulțumim mult pentru rezultatul care l-am obținut după aceea crescând. 2, apoi 3 și apoi medalia de loc întâi. Dima, e o experiență nouă pentru tine. Cum a fost acest campionat pentru tine personal? Eu personal sunt prima oară la așa campionat și așa un campionat de organizat cu un nivel foarte mare tehnic, cât și la sparing niște sportivi fantastici. Prima oară sunt la așa un campionat și am acumulat multă experiență în lupta cu, la fel, am luptat cu un campion ucrainean. Și ai avut emoții? Da, am avut în mod normal multe emoții ca prima oară la așa campionat.
N-am pierdut la mult, la un punct, dar eu foarte mult m-am motivat la acest campionat și vreau ca să devin campion mondial, nu numai la self-defense, chiar și la celelalte compartimente. Totuși te-ai întors după primul tău campionat cu o medalie de aur. Felicitări! Da, mulțumesc! Self-defense. Ați luat, toți patru ați luat aur la self-defense. Oleg, ai putea să explici, te rog, pentru telespectatorii noștri, ce înseamnă această probă și ce implică aceasta? Noi pentru prima oară participăm la această probă, self-defense. Nu știu dacă cineva din Republica Moldova a mai participat la această probă și slăvit să fie Domnul pentru că ne-a dat biruință. Chiar era greu pentru noi să obținem această biruință. Self-defense înseamnă luptă programată. În cazul nostru, 3 împotriva la 1, Dima fiind în rolul principal, printr-un scenariu organizat acest self-defense și trebuia să ne încadrăm într-o minută. Am făcut scenariu și în momentul Dima ce striga de Kaikyo, să începem scenariu și de atunci am început și am făcut foarte bine, la toți le-a plăcut, ne-a aplaudat la urmă și în timp ce participam, vedeam cum alții, adică vedeam fețe bucuroase, parcă simțeam că victoria noastră. Deci a fost prima voastră performanță? A fost prima și chiar a fost foarte complicat din motiv că când am ajuns acolo, nu ni s-a spus că nu mai putem pune muzica la boxele centrale și am fost nevoiți să găsim o boxă de unde, de la cineva. Și cu părere de rău, nimeni nu vrea să ne ajute. Ucrainenii au spus că boxa lor e descarcată, dar de fapt era bună. Cehii nu au vrut să ne ajute, englezii nu aveau boxe, tot îmblam de la un la altul. Și italienii ne-au oferit boxa lor pentru ca să punem muzica pe care am avut-o. După aceea, când ieșim să prezentăm sceneta noastră, mă cheamă ăsta de la masa de centru, arbitru principal, da, mă cheamă și îmi spune, voi ați prezentat lista cu tot ce îți faceți în scenetă? Dar noi n-am știut, n-am prezentat. Și a spus, ai o minută să scrii toată lista în limba engleză și să mi-o aduci, dacă nu vă descalificăm. Și de fapt era cât ce să nu participăm la proba asta. Da, dar din motiv că nu am știut anumite reguli. Dar mulțumim lui Dumnezeu că s-a găsit și muzică, am reușit să dăm și foaia aceea și până la urmă toți am fost aplaudați de toți în picioare. Și în scenetă, de fapt, ce a fost? Dima era în rol de cioban. Noi am fost îmbrăcați în hainele noastre naționale și am arătat o luptă cum la un cioban îi sfură o oaie și el îi apără turma lui. Deci ați reprezentat Moldova și din punct de vedere cultural. Cultural, da, rațional. Ce înseamnă, Oleg, pentru clubul Stola Sleu cu aceste medalii, pentru întreg club, pentru că ați reprezentat clubul? Eu cred că aceste medalii, de fapt, este o motivare, în primul rând, pentru noi, ca și instructori, ca să antrenăm mai calitativ în grupele noastre și este o experiență la fel. Că am văzut felul cum organizează alții competiții, cum participă și astfel vom face și noi. La fel este o motivare și pentru alții ca să vină să se antreneze la noi, astfel ca să audă despre Cuvântul lui Dumnezeu prin studiul Bibliei pe care îl facem la antrenament și să devină și campionul numai la antrenamente, în sală, la competiții, dar și în viață. Deci este important până la urmă să obțineți aceste victorii ca să puteți faceți cunoscut clubul. Da, aceste victorii dau o autoritate oarecare clubului. De fapt, când spui că într-un club sunt prezenți campioni mondiali, campioni europeni, atunci spune că clubul ăsta e un club puternic și se antrenează campioni. De asemenea, dacă vrei să devii campion, te duci la campioni să înveți. Asta e un nume mare pentru clubul nostru. Dima, ce înseamnă să te pregătești de un astfel de campionat și cât te implică aceste pregătiri? Cât timp ați avut nevoie voi să vă antrenați? Noi, fiecare de noi ne antrenăm de mult timp, dar anume pentru compartimentul self-defense și celelalte care le-am avut sparing și tehnică, ne-am antrenat o lună intensivă în fiecare dimineață. Cât? În fiecare dimineață câte 2 ore de antrenamente, la fel și seara antrenamente. Dar în afară de aceasta trebuie să ne încadrăm în kilogramele care mi se cer la competiție. Trebuie ca să slăbim, trebuie mult să alergăm. Deci cu alte cuvinte a trebuit undeva să vă limitați de paște, exact. Să da, mâncați da. Nu tot ceea ce cum a spus și Igor, când alții mâncau la paște bine, se odihneau, dar noi ne-am antrenat. Da, asta, așa a fost paștele la noi.
Știu că clubul Stola Sleucas este considerat un club creștin, deci un club care promovează valorile creștine. În ce măsură v-a reușit, Igor, să discutați cu participanții la acest campionat din Scripturi, să le faceți cunoscut partea spirituală a clubului? La acest campionat noi am reușit să ne împrietenim cu mulți sportivi din alte țări și de asemenea, în ce sens ne-am împrietenit? Le-am povestit, de fapt, cum Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Și asta este cea mai bună modalitate de a spune omului, de a-i povesti, de fapt, cum Dumnezeu ți-a schimbat ție viața. Și noi ne-am bucurat că am avut și rezultate frumoase atunci când ai mai ales la sportivi, când vine și vorbește un campion, foarte mult... Are autoritate. Are autoritate, exact. Și ești ascultat. După ce am luat locul, toți ne luăm seama. Asta tare mult. Deja discutau. Deja și eram mai deschiși. Da, dacă până a participat la self-defense ăsta și nu numai, chiar și la sparring, eram priviți cu dispreț, fiind un număr mic și pentru prima dată și țara mai puțin cunoscută. Puțin am fost priviți cu dispreț, dar eu vorbesc despre mine după ce am avut finala cu Rusul, s-a apropiat președintele Federației Ruse de taekwondo, s-a apropiat de mine, mi-a spus că am avut o luptă bună, m-a încurajat, a spus că suntem sportivi foarte buni. După aia s-au apropiat mulți și președintele din Anglia și din Cehia și din Finlanda. De fapt, asta foarte multe oameni au început să ne observe, de fapt. Deci, cu alte cuvinte, ați reușit să zidiți de data aceasta relații cu... Da, cu am reușit să zidim relații cu alții și chiar la unii să le dăruim câte un manual de studiu biblic. Manual de studiu biblic care îl studiem cu toții în grupele noastre, la antrenamente. Unii din ei ne-au făcut invitații ca să avem o colaborare cu ei, chiar și la tabere care le organizează. Cineva din Anglia s-a apropiat și ne-a invitat. După ce am obținut acest rezultat, am avut o autoritate. Chiar dacă eram un număr mic, oricum eram în evidență. Au mai fost țări cu așa un număr mic de oameni? Nu, cel mai mic a fost cu 7... A fost o singură țară, Franța. A avut doar un singur sportiv. Și după aia restul a avut 7 sportivi. Cel mai puțin 7 a avut Scoția, parmis. Dar după Franța noi am avut 4, am fost 4. 4 sportivi. Oleg, împreună cu Dima sunteți absolvenți ai Școlii Internaționale de Misiune din Moldova. Pe tine personal, cum te-a ajutat această școală în creșterea ta ca și profesională, dar și spirituală? Această școală de misiune m-a ajutat, în primul rând, să am o relație mai reală cu Dumnezeu, să mă apropii mai mult de El și astfel ca... Și eu, la rândul meu, să motivez alți tineri ca să folosească această unealtă, sportul, taekwondo sau computer, engleză, altceva, ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu. La fel, am deschis și eu acum două grupe, una în Cărbuna și una în Spala. Facem antrenamente de taekwondo și facem studiu biblic. Prin asta motivăm copiii ca să încheie un legământ cu Dumnezeu și să meargă la biserică, să se implice ei în viața de zi cu zi, în viața altor oameni. Tu personal ai venit la Dumnezeu fiind sportiv sau ai cunoscut acest sport fiind în biserică? Cum a fost? Eu eram sportiv de start, practicam fotbal, de taekwondo nici nu știam. Și eu cred că este o bucurie pentru copii. Eu când eram în clasă 2 nu știam taekwondo. Acum avem copii foarte mici și cred că este bucurie pentru ei știu de această artă marțială frumoasă. Și da, eu m-am pocăit prin antrenamentele taekwondo, studiam cuvântul lui Dumnezeu. Din start, așa, nu prea luam în seamă, dar parcurs am înțeles că Dumnezeu ne iubește pe toți și ne vrea ca să fim copiii Lui cu adevărat. Cine te-a motivat să începi misiune prin acest gen de sport? Prin acest gen de sport m-a motivat mai mulți, în primul rând, domnul Vasile Flat, care este președintele clubului de taekwondo Stola Sleucas. Vreau să le mulțumim mult pentru că ne-a dat această ocazie ca și a avut încredere în mine că eu nici nu mi-am imaginat viața ce o să fac în viitor, ce voi face, dar Dumnezeu m-a ales pe mine cred, și m-a încurajat. La fel vreau să mulțumesc instructorului Tudor Rotaru pentru că este cel care mă încurajează, care îmi dă direcții și
ca să spună Evanghelia la alții prin sport. Iată că în luna iunie școala internațională de misiune își ia startul și pe lângă toate celelalte facultăți există și facultatea de Taekwondo. Igor, tu ești unul din instructorii acestei școli. Cine poate să se înregistreze la această școală? La școala de misiune, la facultatea de Taekwondo, se pot înscrie cei care fac parte dintr-o biserică, cei care sunt membri într-o biserică, adică sunt botezați. Ei au o recomandare din partea pastorului pentru că ca să facă misiuni prin Taekwondo. De asemenea, băieții care vor să facă misiuni prin Taekwondo, oricine are dorință. Deci ei nu vin doar să învețe arta nu, de Taekwondo. Scopul la școala internațională de misiuni prin sport nu este să vii să înveți arta marțială în sine, dar este pentru ca să folosești această artă marțială pentru a vorbi oamenilor despre Dumnezeu și pentru a aduce oamenii la Biserica lui Hristos, pentru a aduce oamenii la Dumnezeu. De aceea oricine face parte dintr-o biserică, oricine este botezat într-o biserică și ar vrea să facă misiune prin Taekwondo, noi îl invităm la facultatea de Taekwondo. Școala de misiune începe pe data de 23 iunie și se finisează pe 23 august. Știu că, Dima, împreună cu Oleg, sunteți și absolvenți, dar anul acesta și stagieri la această școală. Veți fi și instructori pentru cei studenți noi care vin la această școală pentru sportivi. Ce va însemna această experiență pentru tine? Din rol de elev în rol de instructor. Eu după ce am terminat primul an de școală de misiuni, am început deodată ca să pun în practic ceea ce am învățat. Am zis și eu o grupă de Taekwondo, fiind nu prea experimentat în domeniu, dar am insistat să merg înainte ca să vestesc Evanghelia după cum au vestit și alții în mine. Eu cred că o să obțin o mare experiență la această școală fiind ca un instructor, ca să cresc în experiență, să pot preda adică mai bine la elevii mei, ca să ajung la mai mulți cu Evanghelia. Dincolo de școală, pentru că nu toți îmi dau seama, vor din cei care ne privesc și care au dorința să învețe artele marțiale, să le folosească pentru misiune, vor putea veni la această școală. Mai există, Oleg, și alte oportunități pentru creștinii care vor să facă misiune, dar care, iată că nu neapărat vor putea veni la această școală, în această vară? În cadrul clubului Taekwondo, noi avem diferite sate, orașe din localitate, avem instructori care predau antrenamente. La fel poți să se ducă și să antreneze acolo, astfel să înveți și ei din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar totodată avem și, în fiecare vară, organizăm tabăr de Taekwondo, care puteți să veniți să participați și astfel veți putea da la o centură. Cine poate participa la această tabără? Oricine? Oricine poate participa, indiferent că începător, avansat, oricine. Puteți vedea pe pagina clubului Taekwondo Stolas Leucas mai multe informații. Tabăra începe pe data de 15 iulie, 25 iulie. La această tabără, de asemenea, o să fie nu numai Taekwondo, dar cei care au dorințe pentru a studia limba engleză și a studia computerele, au posibilitatea să vii la această tabără. Va fi o tabără universală, așa, da? Da, va fi o tabără universală pentru cei care au dorință să aibă un timp frumos, să se împrietenească cu mai mulți. Noi invităm la această tabără. O să fie o tabără complexă, așa, mai universal, o să fie o tabără universală, unde o să poată studia computerul, o să poată învăța să tapeze cu 10 degete, toți care au probleme cu tapatul sau nu pot să tapeze fără ca să privească la ecran. De asemenea, invităm la această tabără. De asemenea, aici pot participa și cei care vor să învețe limba engleză. Vor fi și din America profesori care vor învăța. Și desigur,
ca și taekwondo, pentru toți sportivii, cine dorește, invităm desigur la tabăra aceasta, chiar dacă nu au făcut până acum taekwondo, este o ocazie să înceapă și să vadă dacă le place și dacă au dorință să facă misiuni prin acest sport. Dincolo de sport, pentru că practicați sportul în cadrul acestui club, eu știu că, Igor, tu ești diacon la Biserica Bună Vestirea. Dima, tu personal, ca și sportiv, cum îți vezi implicarea în biserică sau cum te implici în activitatea de zi cu zi a bisericii? Eu sunt implicat cu tinerii din Biserica Betel din Doamna din Raion. Conduc o grupă de studiu biblic inductiv, căsătorii fără regrete cu tinerii. Suntem pe la ultimele lecții, suntem toți fericiți, împliniți din studierea Cuvântului Dumnezeu. La fel și ca lider de grup de laudă și închinare, când cântăm împreună și ducem biserica în închinare. Ați menționat din discuțiile noastre rolul liderilor, instructorilor voștri și a mentorilor voștri spirituale care v-au ajutat să creșteți până la acest nivel. Oleg, ce rol au liderii spirituali sau mentorii spirituali în viața unui creștin? Cât este de important? Pentru că ai menționat cel puțin doi care te ajută să crești. Pentru un creștin, cât este de important să aibă un mentor spiritual? Eu cred că asta este ceva de bază și fără asta nu poți să te zidești pe tine și nu la rândul, dacă nu te zidești pe tine, nu poți să zidești pe alții. Și mulțumesc mult lui Dumnezeu că mi-a dat așa învățători scumpi, domnul Vasile Filat și Tudor Rotaru, care investesc în mine și au încredere și astfel sunt motivat și eu că la rândul meu să nu trăiesc pentru mine, să trăiesc pentru alții. Deci ai văzut exemplul de la ei pe care îl transferi acum peste elevii tăi. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție scurtă, dar interesantă și vă aștept cu drag la această emisiune cu noi medalii, cu noi victorii. Dumnezeu să vă călăuzească în continuare. Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea actuală. Ne puteți urmări pe Facebook sau pe pagina de YouTube, unde vă puteți abona la canalul nostru. Până atunci, vă dorim o săptămână binecuvântată, cele bune pe curând!